Salutare de lumea, bine v-am găsit la un clip de pe canal din seria noastră minunată de Car Parking Roleplay. Suntem aici cu Mâhâi Gaming, băieți. Salut. Așa că astăzi, băieți, o să vindem Supra, cum ați văzut acolo și în thumbnail. Astăzi o să vindem Supra, pentru că din ce mi-a și Mâhâi și din ce am văzut și eu, am descoperit multe probleme la motor. Ea neavând senzori, fiind veche și neavând senzori, nu mi-am putut da seama și na. Și din ce mi-a și Mâhâi, că din câte ați văzut în clipul în care am tunat-o, i-am cerut să schimbe, să schimbe și motorul. Și mi-a zis că n-a putut să-l schimbe din diferitele probleme pe care le are. Și am vorbit aseară cu un băiat, după ce am pus-o la vânzare. Vorbit cu un băiat, a zis că să ne întâlnim prin Brașov, el e din București și na, o să o vindem, n-avem ce să facem, asta este. Și bă, măiule, de auto ce skyline ai tu, de unde l-ai luat? Eu l-am tunat, iar eu l-am cumpărat acum 3 luni. Șmecher. Pe fii atent, știi cum facem? Merg eu cu mașina mea, gen, și tu mergi cu skyline-ul. Ca să, na, să nu mă întorc pe jos. Poate, na, mergem și la ușa urma, ceva cu alea la Mac. Hai. Hai să mergem, dar vezi că mă țin după timp. Bine, frate. Păi da, vezi că trebuie să întoarce să mergem înapoi. Nu-i problemă, du-te înainte ca mai frate pe locul și aici. Așa. Da, deci, altă soluție nu am. Deci, astăzi voi da o țeapă. Pentru că nu am de ales, trebuie să o vând, că n-am ce face cu ea. Și mi s-a părut într-un timp că merge foarte greu, foarte nașpa. Și de-aia vreau să merg un pic mai încet cu ea, să am grijă, să nu buie motorul, pentru că, nu știu, la orice turație mai puternică, poate sări motorul în sus. Și na, nu vreau chestia asta. Și o să văd cum negociez cu tipul. Uitați, mamă, ce face așa de urmă, mă, mâncați și mașina asta. E joasă, cred că. Și de asta face așa. Hai să vedem, am vorbit aici în parcare. Să ne întâlnim ochii, gen, nici chiar aproape de casă. Ca să îi dau țeapă să nu știu unde locuiesc. Hai să ne băgăm aici, la băiatul ăsta. Hai să vedem ce... cum o scoate. Salut, frate! Salut! Tu ești băiatul cu care am vorbit despre mașină, nu? Da. Da, deci, după cum ai văzut acolo în anunț, scrie că nu are interior, l-am scos, pentru că era vraiște și n-am mai apucat să-i pun interior. După ce am colantat-o, am decis să o vând, pentru că m-am gândit la o altă mașină și ce să zic. Deci cam asta e mașina, are un motor de 3.0 benzină cu 280 de cai, care, cred că și tu știi că Supra nu are 280 de cai, are mult mai mulți, dar este recent colantată, chiar cred că 2 săptămâni are de când am colantat-o, am colantat-o la băiatul ăsta, la prietenul meu. Jante Japan Racing, dacă nu-ți place colantul poți să-l dai jos. I-am modificat bări, praguri, eleron, i-l-am scos pe cel, pe clasicul eleron de Supra. Pentru că... Se vede. Pentru că am avut... Da, e unul mai modern ăsta. Da. Dacă vrei eleronul, îl am acasă. Da, dacă nu-ți place colantul poți să-l dai jos. Și cam mare chestie la bara de spate, nu prea am modificat, doar i-am pus chestiile astea de aici de jos. Asta ca și, cum să zic, un fel de lip. La fel pe față, un lip, cu capota i-am schimbat-o. I-am pus cu aerisirele astea. Și dacă vrei putem să dăm o tură, să vezi cum merge mașina. Mașina chiar nu are nicio problemă. Poți să dai o tură, dacă vrei să dai o tură. Hai să dăm o tură. Bun, să-mi spui la sfârșit ce părere ai despre mașină. Dacă îți convine, prețul nu este foarte mare.
Vreau să o dau urgent, de asta nu este foarte mare. Să spui și prietenul meu acolo. Plecăm în afară și da. Da, da, da. Cum ți-am zis, vreau să fac un alt proiect și na. Aici face mai urât pentru că este joasă. Nu am realizat chestia asta că o pot lăsa chiar atât de jos. Da. Să mai ridici tot. Nu știu, o modifici tu dacă nu-ți place cum am făcut-o eu. Acum, na. Și geamurile la oglinzi le-am scos pentru că, na. O să le-ai în spate la bărbagaj. Da, da, da. Și eleronul tot acolo. E, este inclus cum ar veni. Ți-am zis, dai o tură, vezi cum merge. De asta vreau și să o cumpăr, că și eu vreau să fac tot așa un proiect și... Da, da, da. Păi nu știu. O decolantezi, o colantezi înapoi. Treaba ta. Da. Să-i dați un pic mai ușor, că poate ne ia poliția, na. Să nu ne trezim cu oameni de ceva. Și, na. Interior, cum v-am spus, nu este, pentru că era tot crăpat. Era un interior așa crem și na, la interiorele crem se fac urâte și am zis să-l dau jos, am zis că poate îi cumpăr un alt din ăsta până am găsit o mașină ce mă încântă foarte, foarte tare și de asta am decis să o vând. De asta o și dau mai ieftin. Da, e cam joasă și... Da, 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 știu, știu, știu. Este cam... Să vă faceți mașina aproape până înapoi acolo, nu ne-a plecat. Da. Prețul... Plecăm cu barea în brațe, ca să zic așa. Putea să ne oprim acolo, că tot eram la parcare. Nu știu dacă aveți unde să întoarceți. O, mai dau o tură. Bine. Da, cum vreți dumneavoastră. Verificați mașina, că dreptate. Eu zic să dați un pic mai încet, că na. Poate dăm de poliție, poate facem nefăcută ceva. Da, aveți grijă că... Eu sunt mai vitezoman și de asta. Da, deocamdată este încă mașina mea și poate o îi luau eu oamenii. Asta zic. Și na. Mașina chiar nu are nicio problemă. Eu unul n-am avut probleme cu ea. Mie unul a mers foarte, foarte bine. Mi-am făcut treaba cu ea. Propulsie spate este. Dacă încă nu ți-ai dat seama. Am văzut că cam fuge de... Și interior găsești. Să știi că foarte, foarte ieftin. Ieftin, ca să știi. Da, da, da. 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 Sincer, am vrut să-i pun volan sport, dar vezi am zis că... Nu știu, vezi că o singură mică problemă, ca să zic așa, vezi că mai are când bagi în trepte, că schimbi. Da. Da. Am văzut că intră cam greu. Da. Da, intră cam greu și... Trebuie un pic curățată și... Da, ea intră aproape. Și, da. Na, de la fostul proprietar, n-a prea avut grijă de ea. Și da, că e de-abia, e recent luată și mașina, am luat și mașina de cineva. Da. Și na, ce părere aveți? Nu știu. Merge la prima vedere, merge bine. Da, și cu banii cum facem? Păi vii dau acum, cât am vorbit. 25.000. Să știți că este așa și mai scumpă. Așa din mașină. Dar, da, fiind... Ea în sine a fost, mașina a fost gri. Gri deschis. Ia poftă. Puteți să-i numărați toți. Așa, bun. Hai să vedem. Nu sunt așa. 1000, 2000, 3000. Bun. Este. Ce să zic, ne auzim la acte. Facem actele, nu e problemă. Sau putem le face online, că na, așa suntem obișnuiți. Da. Poate, da, ne auzim la un telefon, poate le facem online să nu ne mai... Să o stăpâniți cu plăcere. Da, să o stăpâniți cu plăcere, frumos. Să, cum am spus, poate facem actele online, vă sun, nu este problemă. Să nu ne mai, că am înțeles că sunteți din București și să nu ne mai... Da, sunt din București. Da, să nu ne mai plimbăm atâta. Ca să, da, este drumul destul de lung de aici până la București și na. Ce să zic, drum bun până la București și ne auzim la acte. Da, mulțumesc frumos. Să aveți o zi frumoasă. Hai, bun. Mulțumesc pentru că le bară la ce ți-a păiantat? A văzut și el că merge bine? Bă, dar ce-a făcut, m-a plecat de ea? Dă-i spre casă. Da.
Da, stai așa să văd un bun set și să nu... S-a pus să te bagi benzin. Bă, ce ți-a n-am mâncat și haul. Mi-a dat banii. Bă, din ce am înțeles, că ar fi mafio mâncat așa. Ăsta. Așa că dacă își va lua țeapă, oricum, acum am aranjat-o eu un pic să meargă o săptămână. Și na. Adică am timp și am zis că le fac online ca să nu știe unde, să nu mă mai duc până acolo. Mașina este prea dusată jos și... Păi da, e ca să... Bă, și m-am gândit, pe lângă 350-ul ăla, nu știu dacă l-ai făcut, să-mi iau o altă mașină, frate. Nu, să fac, săptămâna viitoare e gata și cealaltă. Și, na, ce să zic, m-am gândit să-mi iau Honda S2000, nu știu. Dacă dacă se merită, este o mașină destul de mică, știi? Este de două locuri, cred. Da, de familie, să zic așa. Bine, de familie care două locuri, dar... Da, e mai de vacanță, așa aș putea spune, dar am 350-ul, da. Care și ăla e destul de micuț. Nu știu, o să mă uit. Am văzut un preț. Acolo. Bă, da, interesant Nissan-ul ăsta să mor. Câți cai ai pe el? Da. 700. 700? Da. Ai propulsie spate pe el, nu? Da. Interesant. E de raliuri mașina. N-aș avea voie, normal, să mi-a de raliuri? Da. Interesant. Păi da, mă, veți, cam asta a fost și cu acest clip. Dacă v-a plăcut acolo, nu ezitați să apăsați pe butonajul de like. Cum a spus, să strângem 400-450 de like-uri. Vă duceți acolo în descriere. Aveți profilul de Instagram al cumpărătorului. Linkul de la canalul de YouTube al lui Mâhâi, tot acolo în descriere. Vă duceți, dați un subscribe, un follow la băiatul ăla, Instagram. Așa că da, băieți, eu am fost The Gram și o să ne reauzim data viitoare. Pa, pa!